Salutare tuturor, eu sunt Stantăr și bine am găsit la un nou videoclip cu CSGO, mai exact un nou episod din seria de Overwatch. Haideți să dăm aici review, să vedem suspectul de astăzi, dacă reușim să prindem un hacker sau o să fie iarăși un tip care a primit report de la echipă pentru griefing sau doar pentru că juca bine, dar o să vedem acum. Eu cred că o să picedați 2. Deși am mai făcut un Overwatch pe Dust 2. Ah, ok, Train. Nice. Pe Train chiar n-am mai făcut niciun Overwatch. Cer și șmecher. Hai că mi-apar și mie astea. Unde apare el? The Suspect. Are 13 cu 7. Hai să dăm aici. Mi se pare mie sau îl vede pe tipul ăla prin perete? Nu cred că îl vede prin perete, nu? A luat flash și încă se uită. De ce ține ținta acolo? Se uită la picioare, vrea să tragă în picioarele lor, dar nu-i omoară dacă le trage acolo. Aici, pe harta asta, nu prea știu pozițiile, să zic, gen long, short, mid și chestii de genul. Deci nu o să pot explica atât de bine, eventual, unele lucruri pe care vreau să le spun. Uite, dacă ar fi avut wall, n-ar fi stat acum să se uite la poziția asta. Pentru că ar fi știut că... Ok, au făcut un kill. Care a părut destul de legit, nu părea nimic suspect la el. Ce scor avea? Are 14 cu 7. Headshot nu-i 50%, e ok. Să vedem dacă se uită la ei totuși prin perete sau dacă face ceva suspect. Uite, l-au văzut pe unul acolo. Ok. Shot-ul a fost simplu. Și aici, aici nu a reușit să le ia pe ăsta față în față. Dacă avea ceva aim sau ceva assistance, ar fi reușit să-l omoare. Ah, nu știu cum poți să spargi chestiile alea de acolo. Deja m-a dat la teră. Era ultima... asta e prima rundă de la teră. Ok. Deci era ultima de la City, cea dinainte. Hai să vedem totuși dacă face ceva suspect. Chiar nu știu ce să zic. Până acum mie tipul îmi pare legit. Uite, a dat două smoke-uri, se bagă și moare. Nu știu ce mi-a dat runda asta Overwatch-ul. Mi-a arătat doar cum a aruncat el un smoke și a murit. Nu știu cu ce mă ajută asta pentru un verdict, dar... mă întreb dacă rundele astea din Overwatch sunt alese aleatori sau sunt niște persoane care se ocupă cu Overwatch-urile și gen aleg ei runde, dar nu cred. Pentru că de ce ar fi pus runda de mai înainte? Habar n-am cum funcționează. Cred că sistemul... Opa, hai să vedem aici. Cred că sistemul dă rundele random. Și uite, aici tipul nu face niciun kill. O plantează bomba și nu se uită ciudat prin pereți la ei. Deci nu pot, n-am ce să zic care hack aici. Pentru că nu are, nu pare să aibă cel puțin. Poate activează ceva într-o rundă. O să ne uităm la tot Overwatch-ul să vedem, dar... uite, aici parcă ar avea ținta pe adversar, dar... asta doar pentru că avem noi X-ray-ul. Dacă l-aș închide, nu ți s-ar părea care ținta pe adversar. Adversarul nici nu mai vine acum, uite, pur și simplu el stă aici și pe 10 site, dar nu se uită deloc în spate. A, dar se uită celălalt. Până acum, tipul nu are nimic, după părerea mea. Uite, aici ar fi știut că adversarul e după cutie. O și murit, nu l-a luat. I-ar fi dat headshot, dacă avea aim sau ceva, i-ar fi dat headshot. Deci, gata, m-am decis, wall nu are. Să vedem aim. Shoturile cu AWP-ul n-aveau nimic suspect în ele. Aici fost headshot. Nu chiar din primul bullet. Uite, au făcut aici spray frumos. Shoturile astea au fost ok. Aici știa că e unul pentru că au dat grenăzile. S-a riscat puțin să treacă prin foc. Dă flash și nu m-aș mira și să-l ia. Dacă l-a shot-o puțin, poate-l ia. Uite, nu l-a luat. I-ar fi dat headshot direct. O tras decent, o tras chiar bine la kill-urile ce l-au făcut mai înainte, deci nu... nu cred că era nicio urmă de assistance sau hack sau ceva genul. Pentru external, script și chestii genul, iarăși nu cred că... nu. Nu cred că e vorba de nimic aici. Trage doar bine. Poate joacă la un rank mai mic. De tras trage bine. Pentru rankul ăsta ce puțin bine, nici nu știu ce rank e.
Ok, l-a luat și pe adversarul ăla, dar nu i-a dat headshot. Pur și simplu l-a luat. N-are headshot așa mare, uite cât are, 66%. O dat cineva cu cuțitul în el sau el l-a dat cu... N-am fost atent. Am auzit doar sunetul de cuțit. Cred că cineva a dat în el, că aș fi văzut animația dacă dădea el. Și oricum doar pentru o chestie de asta nu poți să dai pentru griefing, decât dacă face de mai multe ori. Uite, aici a murit. N-a făcut kill-ul direct. Deci mai prinde shot-uri bune, dar mai prinde și shot-uri proaste. Dar pe total, cred că își cară echipa, nu? Nu chiar, uite, e al treilea din echipă. Nici măcar nu are cele mai multe puncte. Nici măcar cele mai multe kill-uri. Dar are scor decent și chiar joacă bine. Are flash? Îl vede cumva prin flash? Nu cred. Nu l-a luat pe tipul ăla. Aș fi avut puține dubii dacă l-ar fi luat pe tipul ăla prin smoke. Deși pur și simplu o tras în față unde avea ținta înainte, deci nu prea cred să fie ceva. Are bomba? Nu, n-are bomba. Au pierdut bomba. Hai să vedem aici în site-ul de la A, dacă dă clutch sau nu. Chiar sunt curios. E bine să dai granada așa? I-a dat damage la adversar, nici nu m-am uitat. Nu prea cred că au cam full adversarii. Acum vrea să intre prin baza lor. A. L-au văzut, l-au văzut. Nu știu dacă l-au văzut și adversarul. Cred că e împreună cu celălalt tip. Nu pot să dau pe celălalt. S-a coordonat cu flash-ul ăla. Sau? Ok, acum poate să intre. Opa! O tras din greșeală. Aici o tras din greșeală. Uite, vezi? Nu a fost direct headshot. Nu a fost direct headshot. Trage pur și simplu bine. Știe să facă spray cu arma. Știe să facă spray, din câte am văzut. Nu poți să zici că e top fragger, că joacă ca aia din... nu mai știu cum se cheamă, din SL sau chestii de genul. Dar trage doar bine și cred că pentru asta a fost raportat. Sau nu-mi dau seama. O să nu uităm la tot oricum, cred că asta e și ultima rundă, mai ales dacă câștigă. Se termină meciul practic. A, mai e doar unul, asta e ultima rundă. Pur și simplu, eu zic că tipul ăsta e inocent. Nu cred că are nimica. Nu pare să aibă hack. Pur și simplu joacă bine. Și ăsta va fi și verdictul meu. Deci insufficient, 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 insufficient. Ăsta e verdictul. Să fie sănătos. Bun. Cam asta a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Din păcate nu pot să fac încă un Overwatch pentru că am timpul foarte limitat și acum e și așa extrem de târziu, dar o să mă revanșez eu altă dată. Însă până atunci, vă mulțumesc că ați vizionat videoclipul și ne vedem data viitoare. Bye bye!